Păi da, mă, carată, dar stai că ești mai multe. E Kyokushin, e Shotokan, e... mai sunt mai multe. Bună dimineața, Flori! Ce artă marțiană! Marțială! Neața, Florină, neața, dragilor, atunci când vrem să intrăm într-o sală de karate, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne prezentăm. Ceea ce o să fac și eu în acest moment. Bună dimineața, eu sunt Floriana. Dragilor, deja am primit centura galbenă. Cred că este prima centură pe care o putem obține într-o sală de karate. Bună dimineața, Marga, nu-i așa? Bună dimineața, așa este. Este prima centură care o acordăm copiilor care învață anumite abilități pe parcursul a cel puțin un an sau chiar 2 ani de antrenament. Dar având în vedere că facem karate, VKF este un sport care nu prezintă violență. Din denumirea lui specifică, karate înseamnă luptă cu mâinile goale, iar copiii, după câte observați, învață să aibă curaj, să aibă înțelepciune, să aibă răbdare, disciplină și multe altele care dezvoltă pe partea asta legată de karate. De ce trebuie să le prezentăm atunci când intrăm în sală? Pentru a încuraja, este foarte bine pentru încurajarea sportivilor, pentru că vin un pic reticent, să spunem așa, deoarece este promovat în general karateul și este asociat cu violența. Și sunt un pic, să vă temători, și pentru nou și pentru ceea ce au învățat greșit și mai ales din filmele Hollywood. Dacă pot spune așa. Marga, vreau să stau de vorbă și cu Dan Tamasi, antrenor, și vreau să vedem cum arată prima lecție de karate. Cu ce începem? Bună dimineața! Cum ai spus, ne prezentăm. Al doilea lucru, începem încălzirea propriu-zisă a corpului pentru efort, așa presupune orice antrenament. După o încălzire temeinică, o să trecem la primul atelier. Ce vârste au cei mici de aici? De la 5 anișori până la... Tu ai 10 ani? 6 ani are! Da. Și este prima dată când vii aici în sală? Nu. Ai mai fost? Da. Place? Da. Apoi trecem la partea de tehnica de bază, învățăm tehnica de bază, cel de-al doilea atelier, astăzi am vrut așa să evidențiem în câteva ateliere ceea ce facem pe tot parcursul antrenamentului, unde ei deprind tehnicile de apărare, tehnici de lovire, desigur până la vârste mai înaintate ei învață decât să facă lovituri light, adică nu e vorba de o lovitură violentă, ca să zic așa. Învățăm mai mult să ne apărăm și foarte, în cazuri extreme, să și ripostăm. Practic nu este un sport violent, asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Mai ales pentru vârstele de copii până la 18 ani nu este un sport violent. Apoi trecem la cel de-al treilea atelier, unde învățăm puțin deplasările, adică prin joc încercăm să învățăm anumite deplasări care ne trebuiesc în karate, în anumite probe. Proba, de exemplu, proba de cumite, unde chiar trebuie să avem un joc de picioare bine pus la punct. Dan, îți mulțumim tare mult pentru aceste sfaturi. Eu rămân aici cu voi pentru că, chiar dacă și pentru mine este prima zi de karate cu adevărat, totuși sunt mândră pentru că deja am primit o centură. Da, Flori, felicitări!